Putem să începem. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. V-am invitat aici pentru a sesiza societatea, dar și comunitatea internațională în legătură cu mai multe abuzuri și presiuni fără precedent comisii de actuală guvernare, în special de către poliția și alte structuri de forță. Este vorba despre participanții la protestul de ieri din piața Marii Adunări Naționale, care au fost împiedicați în mod vădit să-și exprime nemulțumirea în public și cărora le-a fost încălcat în mod flagrant dreptul constituțional de a protesta. Noastră cunoașteți deja că poliția ne-a împiedicat, fără a avea vreun drept legal, să instalăm în piață o scenă și echipament de sonorizare, chiar dacă aveam autorizație și toate actele în regulă. Mai mult, reprezentantul firmei care a fost contractată să asigure sonorizarea a fost escortat la poliție, iar echipamentul i-a fost confiscat de forțele de ordine, astfel încât acesta să nu poate fi folosit. O atitudine similară poliția a avut și în raport cu fotografii și cameramanii care difuzau în regim online imagini de la eveniment și care erau împiedicați să-și facă lucru. Chiar dacă acțiunea se desfășura într-un loc public, iar legea nu interzice nimănui să filmeze și să fotografieze. În plus, cineva și noi bănuim cine a încercat să ne bruieze sunetul și imaginile video difuzate în regim online, astfel încât oamenii care urmăreau protestul pe internet să nu poată înțelege ce se întâmplă acolo. De asemenea, au existat numeroase tentative din partea agenților de patrulare de a împiedica lumea să vină la protest. Este vorba despre persoanele din alte localități care au venit în mod organizat din propria inițiativă la Chișinău. Mijloacele de transport cu care se deplasau erau oprite fără motiv de poliție, iar oamenii au fost obligați să coboare departe de locul desfășurării protestului și nevoiți să se deplaseze pe jos, până în centru, chiar dacă afară erau peste 33 de grade Celsius, iar mulți dintre ei erau persoane în etate. V-am anunțat și ieri, dar vă atrag atenția și astăzi, că am vrut să instalăm în apropiere de locul desfășurării protestului mai multe toalete ecologice mobile, deoarece așteptam ca la protest să vină un număr mare de oameni, ceea ce și s-a întâmplat, iar ele reprezintă o necesitate de bază în astfel de situații. Poliția ne-a interzis și asta, iarăși fără vreo explicație pertinentă sau fundament legal. Toate explicațiile din partea organelor de forță și poliție erau, avem o indicație de sus. Ați mai observat probabil că piața a fost încerpuită cu garduri metalice, iar fiecare om care vroia să participe la protest era supus unor controle amănunțite, era percheziționat și supus unui tratament umilitor, iar scopul era evident, de a descuraja lumea să se alăture protestului. Cu tot ce vă spun acum, sunt sigură că dacă ieri noi am avut 40.000, peste 40.000 de cetățeni în piața Marii Adunări Naționale, fără aceste piedici era să fie peste 50.000 de oameni. Prin urmare, noi constatăm că poliția și-a depășit în mod flagrant atribuțiile și a încălcat în mod deliberat legea. Vă anunț că vom depune plângeri nominale la procuratură împotriva fiecărui polițist care a comis abuzuri și vom insista ca aceștia să fie pedepsiți conform legii. În același timp, știm din surse sigure și credem că pentru orice om este evident asta că poliția nu a acționat de capul său, ci la ordinul direct al ministrului de interne, Anna Rivenco. În aceste condiții cerem demisia imediată a ministrului de interne, Anna Rivenco, și cerem procuraturii generale și altor instituții responsabile să demareze imediat o anchetă și să verifice legalitatea acțiunilor acestui înalt demnitar de stat. Vă amintesc
tuturor că Republica Moldova este un stat liber și democratic, iar dreptul la proteste pașnice este garantat de Constituția Republicii Moldova, dar și de toate normele internaționale. Poliția și ceilalți reprezentanți ai forțelor de ordine au menire să vegheze asupra respectării legii și să apere drepturile cetățenești, nu să servească putere politică și să execute ordine ilegale. Уважаемые граждане, уважаемые представители масс-медиа, все дипломатические миссии и все те, кто наблюдает за тем, что происходит в нашей стране, скажу несколько слов и на русском языке, чтобы было понятно всем. Вчера нам четко было показано, что мы уже не имеем права и протестовать. Всеми способами полиция и другие представители компетентных органов по прямому приказу госпожи Ревенко пытались блокировать, чтобы люди приходили на площадь и чтобы протест проходил в той форме, в котором он был запланирован. Все видели, что вчера площадь Национального собрания, которая принадлежит людям, а не каким-то политическим партиям, была заполнена людьми. Было более 40 тысяч человек, и если бы полиция и другие представители Министерства внутренних дел не мешали, не обыскивали, не останавливали транспорт, не пытались всячески не давать людям прийти на этот протест, было бы более 50 тысяч наших сограждан, которые недовольны действиями власти. Хотим напомнить всем, что данный протест является частью движения «Новая жизнь», на которое было призвано огромное количество наших сторонников и вообще людей, которые не согласны с тем, что происходит в нашей стране, нашим председателем Илоном Шором. В этой платформе, на этом мероприятии вчера было очень много участников. Участвовали люди и не представители политических партий. И мы должны констатировать, что это право каждого быть несогласными. Мы видели, как полиция вчера пыталась подавить всех несогласных. И хочу также заявить о том, что есть, естественно, и доказательства, что представители МВД толкали людей, пихали их и даже пытались напасть на наших депутатов. Они блокировали машину, которая ехала со звуком, со сценой и с другими необходимыми в данной ситуации объектами, которые должны были быть установлены на площади, и отвезли силой их в комиссариат. Мы хотим, чтобы все прекрасно понимали, что недовольство людей никак не связано лично с Илоном Шором или с партией Шор. Это право каждого. И таким образом наши власти не имеют права запрещать людям высказывать свое мнение. Более того, вчера подверглись нападкам и те, кто снимали данный процесс. Не давали передавать трансляцию онлайн, чтобы люди не понимали, что происходит на площади. Не давали работать фотографам. Всячески пытались испортить звук для того, чтобы не было слышно. Это не поможет действующей власти, и мы от имени людей просим немедленной отставки госпожи Ревенко и всех тех, кто участвовал в этом беспределе. Хочется также обратиться к полицейским и всем тем, кто служит народу, должны служить народу. Вчера многие из вас перешли границу закона, и вместо того, чтобы обеспечивать порядок и обеспечивать конституционные права граждан, вы действовали в интересах власти. Мы несколько раз вас предупреждали, что как депутаты будем вынуждены подать ряд жалоб, в том числе и в прокуратуру, которые будут расследовать все те нарушения, которые были произведены каждым из вас номинально. Мы вчера предупреждали и просили, поэтому дальше без обид каждый из вас должен будет быть наказан по закону. Более того, хочу напомнить вам, что власть меняется, а ваши обязательства, честь, достоинство и то, что вы обещали, приходя в функции, остается. Хотелось бы сейчас обратиться, аж вряз мы адресес, что мы сегодня дипломатичи, что латоц, чей каре репрезента Societatea Internaționale, партнер де дезволтаре, амбасадор, что мы сегодня каре сунт акредитате в цара ноастра.
Today we have invited you here, dear representatives of media, and would like to address as well to all the diplomatic missions, all the embassies and our development partners in order to inform about several unprecedented abuses and pressures committed by the current government and personally by Ms. Anna Rivenko, who is the Minister of the Minister of Internal Affairs, and especially by the police and other force structures. These are the participants in yesterday's protest in the Great National Assembly Square who were clearly prevented from expressing their dissatisfaction in public and whose constitutional right to protest was flagrantly violated. You have seen that we were not permitted to install a stage and sound equipment. We couldn't bring all the other necessary objects that have had to be installed in the square in order to serve to the participants of the protest. Since we were expecting that there will be a big number of people, as the organizers, we had to prepare all these things, but 3 days in a row we couldn't do this. The police had a similar attitude towards photographers and cameramen who broadcasted images of the event online and who were prevented from doing their job. There have also been numerous attempts by patrol officers to prevent people from protesting. It is about people from other localities who came to Chisinau in an organized by their initiative way. The transport that they were traveling was stopped for no reason by the police, and people were forced to get out far from the place where the protest should be. And they walked to the center even if it was over 33 degrees, even though a lot of people are of the elder age. The police also doesn't permit it to install without any relevant explanation or legal basis, and the bio toilets that had to be on the square. As a result of all the mentioned facts, we find that the police have blatantly exceeded their duties and deliberately violated the law. It is the constitutional right of every citizen to protest and to come to the square or in any place and to express their opinion. We would like to inform everyone that we will file nominal complaints with the prosecutor's office against every police officer who has committed abuse, and we will insist that they be punished according to the law. At the same time, we know from reliable sources, and we believe that this is the obvious fact to everyone, that the police did not act on their own, but at the direct order of the Minister of Interior, Anna Rivenko. In these circumstances, we demand the immediate resignation of the Minister of the Interior, Anna Rivenko, and we ask the General Prosecutor's Office and other responsible institutions to immediately start an investigation and verify the legality of the actions of this high state dignitary. We as well, again, want to attract the attention of our partners, international partners, European society, and all the diplomatic missions and all the embassies that are accredited on the territory of Republic of Moldova of these violations. Today we will send the respective letters in which we will mention all the details of the abuses that are announced by us now. We really hope that our state will remain a democratic state and those abuses will never happen again. In the meantime, our party, Party Shore, will fight against such facts and in the future. Și acum o să continue briefingul nostru, colegul nostru, domnul Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, care
La fel, ieri a fost în Piața Marii adunări naționale, reprezentând echipa noastră și are o adresare și careva gânduri care vrea să-și exprime societății. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi, Marina! Dragi locuitori ai țării noastre, am două noutăți bune pentru dumneavoastră și în același timp două noutăți foarte proaste pentru actuala guvernare. Prima este că ieri gheața a crăpat și tot ieri s-a bătut primul cui în sicriul politic al actualei guvernări. Credeți-mă, ca persoană care a organizat zeci și zeci de mitinguri în ultimii ani, niciodată nu s-a atestat un asemenea comportament a factorului decizional. De dragul istoriei, trebuie să reamintesc tuturor că în acest Parlament, în 2005, s-a votat legea privitor la întrunirile publice. Până în 2005, întrunirile publice erau cumva filtrate legal de reprezentanții administrației publice locale. Parlamentul Republicii Moldova, în 2005, a votat unanim ca întrunirile publice să fie doar organizate doar printr-o simplă înștiințare la primărie, cerere prealabilă, să zice, iar autoritățile publice sunt obligate, conform acestei legi, să asigure buna funcționalitate a întrunirii. Și aici mă refer cel puțin la două chestii care ne-au fost refuzate ieri. Primul, sunetul, conectarea la sunet, și doi, scena. Vreau să atenționez că actuala guvernare deja ne-a întors cu mult înaintea anului 2005 și, așa cum a spus colega mea Marina, atenționăm pe această cale toți partenerii de dezvoltare. Ne aducem aminte că în anul 2009, atunci când a venit nașul politic al actualei guvernări, Vladimir Filat, încrederea în instituțiile europene, toate la oaltă, era peste 60%. Iar după guvernarea dezastruoasă avută de același al vostru Vlad Filat, încrederea în instituțiile europene a scăzut sub 30%, în instituțiile Uniunii Europene a scăzut sub 30%. Dragi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, nu faceți aceeași greșeală și nu încurajați orbește actuala guvernare în toate deciziile pe care ei le iau. Cunoaștem că asistența financiară care urmează acum a fi dată actuală politică a actualei guvernări este una care, iată, bate la ușă și vă atenționăm că nu va ajuta această asistență în opțiunea electorală a cetățenilor Republicii Moldova, așa cum nu a ajutat vizitele a câte 10-15 comisari europeni care veneau simultan susținând guvernul Filat și până la urmă încrederea în instituțiile europene a scăzut dramatic. Alt detaliu pe care vreau să-l spun foarte clar este că intimidările au început cu mult timp înainte de a propriu zis de ora mitingului. Pe raza raionului Orhiei, unde cunoaștem operativ situația mai bine ca Ministerul de Interne, s-a documentat și am chemat prin serviciul 112 la fața locului, echipajul de poliție, la un reprezentant al actualului partid de guvernământ, a Partidului Acțiune și Solidaritate, de către, mai exact în primăria Bolocani, unde acest reprezentant telefonic suna locuitorii satului și le promitea câte 1000 de lei pentru a clona cum ar veni, aduce în eroare cum ar veni și face cumva un alt meeting, dezinformând, manipulând și practic oferind această sumă de bani. Cazul a fost documentat la Inspectoratul de Poliție Orhei și abia aștept ca domnul comisar Dorin Vrednic să dea dovadă de echidistanță, de profesionalism și să ducă acest caz la bun sfârșit. Un alt detaliu care mi se pare foarte picant este faptul că atunci când colegii ne-au anunțat că nu vom avea scenă, ne este interzisă practic instalarea acestei scene, am luat decizia operativă cu colegii din Orhei
Și aici mulțumim foarte mult fermierilor care ne-au ajutat. Este vorba despre intervenția pe piață, cumva să improvizăm crearea unei scene din baloți de paie. Și fermierii, micii producători ai noștri, ne-au dat cu plăcere gratis acești baloți de paie pe care i-am transportat cu două microbuse către Piața Mare Adunării Naționale. Și ce să credeți, dragii noștri, sigur că imediat aceste două microbuse au fost arestate și duse cu bombtiehul să le caute de mai știu eu ce grenade sau arme pe care bănuiesc că ei ar fi așteptat să fie între acești baloți de paie. Dragii mei, baloții de paie erau doar pentru ca și eu și Marina și alți colegi să ne ridicăm un pic mai sus decât nivelul mulțimii, ca să putem să-i privim pe ei de la distanță, un pic mai sus, ca să avem această vizibilitate. Asta a fost și asta este și scopul unei scene, pentru a ieși un pic în evidență, nu pentru alte momente pe care le insinuează astăzi Ministerul de Interne. Aducem aminte și pe această cale că paiele este un material care poți să-l procuri oriunde, mare parte ele se colectează fără bani atunci când este recoltat grâul și atunci când Ministerul de Interne ne atenționează că n-am avut acte de proveniență a paielor, vă rog să ne credeți că iată zâmbetul și frustrarea în același timp a noastră a fost pe măsură. Dragi locuitori ai Republicii Moldova, încheiem prin a vă mulțumi încă o dată pentru deosebitul curaj de care ați dat dumneavoastră dovadă, iar acțiunile insistente, acțiunile foarte energice a Partidului Politic Șor, a administrației publice locale care reprezintă Partidul Politic Șor pe raza întregului raion, a deputaților noștri vor fi foarte energice și ne vom asuma rolul de a aduce în albia constituțională, în albia legală, toate mișcările și toate intențiile de a devia de la aceste norme legale a actualei guvernări și vreau să vă spun că această misiune va fi dusă la bun sfârșit. Vă mulțumim și fiți atenți, urmăriți reclama noastră. Mersi!